Susținerea noastră că imaginea prezentă a bisericii despre caracterul lui Dumnezeu este complet deformată, supără și pune în dificultate un larg segment al acestui popor, în special pe conducători. Și cred eu că așa s-au supărat și conducătorii din timpul profetului Ieremia. Continuăm seria noastră și vrem să vedem cum caracterul lui Dumnezeu răsună atât de frumos în timpul profetului Ieremia și care este cu adevărat starea din poporul Bisericii Laodicea, Bisericul Adventistă de ziua a șaptea. În poporul Adventist de ziua a șaptea, unii sunt foarte consternați și supărați că imaginea lor despre caracterul lui Dumnezeu și despre Hristos este considerată a nu fi nimic mai bună decât închinarea la Israel, la Baal. Dacă puteți să o comparați cu ceva, asta spunem noi de fapt. Și oamenii își iau anumite măsuri și anumite forme prin care își verifică starea de adevărați închinători și zic, domnule, faptul că mă închin lui Hristos, deschid orice serviciu divin în numele lui Hristos, mă rog la masă, îi spun numele lui Hristos totdeauna, Iisus, Iisus, Jesus, Jesus. Cei mai mulți consideră că rostirea numelui lui Hristos, citirea Scripturii, sunt dovezi suficiente că ei se află în tabăra închinătorilor autentici. Pe deasupra mai vine și păzirea sabatului, pentru unii vine și facerea de bine. Pentru unii se uită la faptul că biserica este plină, nu vineri seara, dar la ora 11. Sunt oameni care își prezintă experiențele de la Amvon, oameni care și-au revizuit standardele și care au părăsit anumite obiceiuri vechi. Toate astea sunt dovezi ale faptului că noi știm cine este Dumnezeu și noi știm ce face Dumnezeu pentru noi. Sunt oameni care își revizuiesc modul de viață și alimentația și alimentația își capătă atenția cuvenită, fac reformă sanitară. Sunt oameni care dezvoltă un interes pentru lucrarea misionară. Cunosc oameni care dau mii de dolari pentru a împărți cărți din Spiritul Profeției, Tragedia Veacurilor. Dacă există un respect pentru administrație și credincioșie pentru Dumnezeu, așa zic ei, dovedit prin zecimi și daruri, toate astea sunt argumente zdrobitoare că ei se închină adevăratului Hristos. Ei înțeleg cine este Dumnezeu. Cum să stea să ne asculte pe noi care spunem că imaginea lor despre Hristos nu este nimic altceva decât închinarea lui Israel la Baal? Cum să creadă ei după ce au și experiența personală prin care au trecut și au experimentat ceea ce v-am spus eu? Cum să faci cu atâția frați care vin în discuțiile cu noi și spun, da, dar la noi în biserică se pretinde spiritul profeției, se vorbește despre decretul duminical, pastorul nostru vorbește despre închinarea la fiară și altele. Și eu spun că pentru acest popor, subiectele fierbinți nu ar trebui să fie decretul duminical, nu ar trebui să fie prezentări despre suveranul pontif, nici măcar despre America în profeția în țara aceasta și nici chiar plăgile, dar nici măcar a doua venire n-ar trebui să prezentați asta să fie subiectele fierbinți. Subiectele urgente, singurele capabile să producă o redeșteptare autentică sunt ziua ispășirii, nunta mielului, părtășia cu natura divină, ispășirea, ștergerea păcatelor, curățirea sanctuarului, neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, solia îngerului al treilea, cine este Iisus Hristos, natura păcatului și caracterul lui Dumnezeu. Toate în contextul controversei dintre bine și rău. Din cauza aceasta prezint această serie. Din orice carte din Scriptură, din orice prezentare a cuvântului lui Dumnezeu, acestea sunt subiectele pe care insist. Ziua ispășirii, părtășia de natură divină, curățirea sanctuarului, neprihănirea lui Hristos, solia îngerului al treilea, caracterul lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să insist pe caracterul lui Dumnezeu, pe cine este acest Hristos în contextul dintre controverse între bine și rău în cartea lui Ieremia. Când o să înțelegem noi și intru direct în problemă că un popor a dus în genunchi la picioarele apropiatului tron de judecată și motivat de frica pierderii sale în chinurile celor șapte plăgi, nu va reuși niciodată să participe la nunta mielului.
Și fraților, nunta este esențială în Scriptură. Nunta este esențială pentru o invitație la ospățul nunții. Vreți să faceți lucrarea misională? Lăsați-l pe Dumnezeu să demonstreze în noi Ezechiel 36. Nunta este cea care este esențială pentru a da o invitație la ospățul nunții. Demonstrația din Ezechiel 36 care invită neamurile, națiunile la ospățul nunții mele. Dar oamenii ăștia n-au nicio șansă să accepte invitația atâta timp cât ei vor pricepe că mireasa, că una este invitație și una este mireasa, a venit la nunță trasă de păr și grozită de mire care i-a spus, băi, te căsătorești cu mine sau te pedepsesc cu foc? Cum să se realizeze Ezechiel 36 când noi prezentăm un astfel de Hristos și un astfel de caracter al lui Dumnezeu? Nu vedeți? Nu ascultați în posturile noastre media? Nu vedeți dialogul interconfesional din mass media? Nu vedeți discuțiile din cercurile academice, părintele Cutare și părintele Cutare și doctorul Cutare și chiar și în politică? Toți au, domnule, interes pentru Dumnezeu și împărăția Lui, pentru slava Lui, pentru convertirea lumii la Hristos. Vin aici în America la decernarea de premii tot felul de rapper și tot felul de oameni cu lanțuri la gât și cu tatuaje și cu cercei și cu tot felul de lucruri, astrologi, vrăjitori, ghicitoare, toți, domne, mulțumesc lui Dumnezeu, slujitor al lui Dumnezeu, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru toate nebuniile și toate lucrurile pe care le fac, vorbind în numele Lui și pretinzând că asta este chemarea lor. Și eu vă întreb, cum se face că un Dumnezeu disprețuit și părăsit de oameni, să cităm din prorocul Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, a ajuns, domne, să aibă audiență la orice post poți să-l vezi, pe orice canal, când în același timp spunem că omenirea se scufundă în adâncimile unei nenorociri și a unei nelegiuiri și a unei decadențe fără precedent? Cum se face că Dumnezeul nostru nu mai este disprețuit și părăsit? O fi primit omenirea pe Dumnezeul adevărat când în același timp auzim că omenirea se scufundă în nelegiuire? Cine o fi cel pe care îl recunosc ei? O fi același cu al nostru? O fi caracterul lui? Ia puneți dumneavoastră urechea și ascultați coarda religiilor și coarda diferitelor denominațiuni, chiar și coarda denominațiunii Bisericii Adventiste de ziua șaptea, care vibrează foarte, foarte intens în zilele noastre. Și vorbesc acest mesaj de care v-am spus. Numai că nu vor să pună urechea nici măcar o clipă să răsfoiască prin paginile Scripturii și să vadă că istoria de la cap la coada a poporului lui Dumnezeu a fost martora unor perioade îndelungate de interes religios la fel ca lor, deși centrul acelui interes nu era Dumnezeu, ci Baal. Toată istoria sacră, și nu generalizez, este o mărturie puternică despre această tehnică specială a satanei de a se adapta, de a se camufla oricăror situații spre a se prezenta ca fiind Dumnezeul adevărat. Știut că știe, se pricepe. Băi, nu merge să te lupți cu poporul ales. Nu pot să-i fac să renunțe la lumină. Nu voi putea împiedica lumina adevărului să lumineze. Poporul care se află sub protecția și călăuzirea lui Dumnezeu, nu poți să-i faci nimic. A combate pe față adevărul e un proiect falimentar. Și capodopera lui a fost să se dea drept Dumnezeu. Un alt profet pe care vom studia în curând, profetul Ezechiel, ne spune lucrul acesta. Așa a făcut în trecut și așa va reuși și reușește, nu că va reuși, reușește. Ați văzut imaginile pe care vi le-am spus și sunt sute. Și Scriptura spune lămurit că în zilele de urmă se vor scula Hristoși mincinoși. Hristoși mincinoși. Și că va circula o altă Evanghelie.
O altă Evanghelie. Ia vedeți dacă Evanghelia noastră este la fel ca cealaltă Evanghelie, unde toată lumea spune că trăiesc prin cruce. Și noi spunem că e crucea lui Tamuz. Când o să deschidem istoria și o să ascultăm despre misteriosul personaj numit omul pierzării, care se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Chiar auzeam o emisiune interconfesională la care participa un pastor din Statele Unite despre cine o fi domnul acesta, omul al fără de lege, antihristul acesta, oare cine să fie, cât de misterios este? Păi uitați-vă că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Lăsați antihrist că nu se comportă așa, că n-aduce la biserică, că vorbește, că e nu știu ce conducător politic. Se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Când o să înțelegem lucrurile grave care se dezlănțuie în timpul nostru. Ei bine, studiem profetul Ieremia și vrem să vedem reacțiile lor și vrem să înțelegem reacțiile noastre. Vrem să vedem dacă Hristos este același cu Hristosul lor. Vrem să vedem dacă caracterul lui Dumnezeu se seamănă mai degrabă cu ei decât cu noi. Vrem să vedem dacă ne închinăm la un Hristos adevărat sau la Hristos mincinos. Cum putem face diferența? Cum știm că ne putem închina unui Hristos autentic sau unui fals? Pentru că Evanghelia este comună. Toată lumea vorbește astăzi despre ducerea Evangheliei până la marginea pământului și politicienii și slujitorii și vrăjitorii și toți la un loc. Cum putem ști că este cea adevărată? Faptul că toți zicem că e aceeași Evanghelie? Astăzi toate bisericile se închină lui Dumnezeu. Dacă și lumea seculară zice că vor să-L urmeze pe Dumnezeu, deși El este părăsit și uitat. Cum știm noi că ele nu se închină celui care se dă drept Dumnezeu, dar care este un impostor? Pentru că Biblia spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Observați, mulți, nu puțini, au lucrat sub autoritatea unui Hristos fals. Vă amintiți de argumentele care se aduc de către frații noștri în biserică? Da, în numele lui Iisus Hristos, Jesus mi-a schimbat viața, Iisus Hristos, deschidem serviciu divin, facem rugăciunea la masă, cum să nu mă închin lui? Pe deasupra sabat, pe deasupra reformă, pe deasupra schimbare, pe deasupra experiențe pe care eu știu că le-am avut cu Dumnezeu? Păi da, Hristosul ăla fals nu face minuni. N-am scos noi demoni în numele Tău? Dacă demonul la care ai renunțat, l-a scos celălalt. Nu, domnule, nu se mai poate întâmpla așa ceva. Înseamnă că nu știți cu cine aveți de-a face. E un mister. Ascultați ce spune Spiritul Profetic. Astăzi omenirea se prosternă în fața Lui. Nu de Dumnezeu este vorba. De Cel care se dă drept Dumnezeu. Puterea Lui este primită ca fiind puterea Lui Dumnezeu. Nu de Dumnezeu se vorbește aici. Se împlinește profeția din Apocalips că tot pământul se mira după fiară. Iisus Hristos ne-a spus, toată lumea zace în cel rău, 1 Ioan 5:19. Și această avertizare, cel puțin pe mine, mă obligă la un raționament riguros și sobru. Și zic așa, băi frate, dacă toată omenirea se pleacă în fața lui Baal travestit în Hristos, în ce fel se deosebește Hristosul Bisericii Rămășiței, Biserica Adventistă de ziua șaptea, acest impostor care a amăgit întreaga lume? E vreo diferență? E vreo diferență între Doamne, Doamne al nostru pe care îl punem sabat, spunem sabat de sabat, și Doamne, Doamne al lor pe care îl pun în fiecare duminică? De ce nu ne reproșează bisericile cu care am încheiat alianțe că avem un alt Hristos? De ce nu spun ei, băi, voi vă închinați alt Hristos decât de al nostru? Nu, ei spun, băi, e la fel ca al nostru. E la fel. O fi dispărut ăștia, Hristosii mincinoși? Este posibil, oare, ca un popor binecuvântat cu lumina adevărului, căruia i s-a dat în custodie legea divină și care a fost chemat la înalta cinstea de a duce lumii cunoștința caracterului divin, să rateze toate aceste privilegii și să nu observe care este starea?
Iată că a fost privit la timpul lui Ieremia. Niciodată poporul ales nu a sesizat această pervertire grosolană a credinței lui. Dar Dumnezeu este șocat de o asemenea alienare și părăsire a lui. Ascultați din profetul Ieremia, textul central al acestei prezentări. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei? Măcar că ei nu sunt Dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun folos. Mirați-vă de așa ceva, ceruri. Înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-a părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Vreți să vedem lucrurile în profunzime? Vreți să le vedeți în lumina crescând a solii îngerului al treilea? Am sărit direct în ele, în momentele importante. Că la mine nu veți asculta nimic altceva și la toți iubitorii din acest grup, nimic altceva decât caracterul lui Dumnezeu, ispășire, curățire, nunta mielului, părtășia de natură divină, neprihănirea lui Hristos. Altceva nu veți auzi. Astea sunt subiectele fierbinte. Astea m-au ajutat să-mi dau seama care sunt diferențele, care sunt răspunsurile și întrebările riguroase pe care trebuie să le dau în lumina solii îngerului al treilea. Cerul s-a înfiorat de spaimă, dar Israel niciodată n-a avut nici măcar cea mai mică bănuială că și-ar fi schimbat Dumnezeii și slava. Și continuă să n-aibă nicio bănuială până în ziua de astăzi. Vezi exemplele pe care tocmai le-am prezentat. Deși respectul există, mă frate, pentru scriptură, pentru lucrare, pentru zecime, pentru autoritate, pentru reformă, pentru sănătate, pentru tot. Unii studiază absolut ca și evrei la nivel de frântură de slovă. Ei, când trec pe acolo și spune Domnul Hristos că de la A la Z i-ați omorât, că totdeauna a fost o permanentă ceartă, un permanent război între Dumnezeu și poporul său reprezentat de conducător. Păi spune Ieremia, de aceea mă voi mai certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Oare nu cumva despre noi copiii săi se vorbește acum? Și cu noi are nevoie să se certe Domnul? Domnul neprihănitul nostru nu se ceartă cum se ceartă Dumnezeul ăsta al lumii și Hristosul acesta mincinos. El vine frumos, ca un prizonier al neprihănirii, îți prezintă adevărul. Cearta lui este să-ți vorbească deschis. Haideți să ne judecăm. Haideți, dacă păcatele voastre vor fi, voi face albe. Vedeți? Așa vorbește, nu? Așa se ceartă Dumnezeul nebrionii. Ia vedeți, seamănă acesta cu cel pe care îl prezentați la învoanele dumneavoastră. Și aceste acuzații vin în urma unor puternice realități pe care le vedea văzătorul din partea lui Dumnezeu. Și vă amintiți ce am spus în prezentările trecute, cum preoții nu sesizau deloc lipsa prezenței sale, din cauza că era unul la biserică, îi cântau laude, seamănă, e aceeași Evanghelie, îi spunem numele, îi dăm bani, facem lucrare, era unul. Bine, mai este unul la ușă. Păi ăla, lasă-l să stea la ușă. Și acolo se spune, preoții n-au întrebat unde este Domnul, nu s-au întrebat de așa ceva. Ce, ai noștri se întreabă? Cărturarii lor cunoșteau ce este legea, dătătorul ei, ce este templu. Călăuzitorii spirituali s-au călăuzit pe ei, iar Domnul spune, nu, n-ați călăuzit cum trebuie, ați prorocit prin Baal. Și Dumnezeu se simte îndreptățit cu durere să întrebe, ce nelegiuiri au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine. Ascultați, ăsta e glasul lui Dumnezeu. Parcă îl văd plângând, spunând, păi, cum ne-ați găsit nelegiuire în mine? V-ați depărtat de Dumnezeul acesta bun și iubitor. Aveți un moment în istoria lui Israel când casa lui Israel a recunoscut
În afară de câte un membru aici și acolo, câte un profetic și acolo, ca națiune în care au recunoscut că s-au depărtat de Domnul? Nici chiar atunci când în cel mai rușinos mod l-au pus pe cruce, pe Mântuitorul lor. Nu avem nicio problemă în a identifica alunecările Israelului după trup. Facem predică la Sfânta Cină. Problema apare când ni se cere să recunoaștem alunecările Israelului spiritual. Oare ni se reproșează și nouă aceleași urâciuni? Noi îl respectăm foarte mult, profetul Ieremia. Oare ni se reproșează și nouă urâciunile acestea? Unde este Domnul? Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Prorocii prorocesc, nu se întreabă ce e cu Domnul, ce face de 170 de ani, ce e cu ispășirea aceasta. Nu ni se reproșează și nouă aceleași urâciuni? Dar noi credem în puterea lui Dumnezeu. Noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Haideți să vă prezint care este la ora actuală poziția teologiei noastre cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Vă spun imediat. În primul rând este o imagine total greșită care a influențat fundamental gândirea poporului advent ca și componentă de bază a eforturilor permanente ale diavolului de a discredita caracterul lui Dumnezeu. Asta vă spun încă de la început. Și acum confirm spusele mele. Poziția este cam așa. Doamne, deoarece Dumnezeu este creatorul Universului și susținătorul vieții, Satana a știut să-L proiecteze pe Dumnezeu ca un dictator aspru și nemilos. Deci a făcut trecerea de la neprihănire și iubire și a zis suveranitate egal dictator aspru, dictator nemilos, cu ce se ocupă? Hotărăște, stabilește, emite pedepse, emite decrete. Și când apare opoziție, o dă deoparte, o elimine, pur și simplu. Vrei să te opui? Poți să mori, îți riști viața. Nu poți să discuți deciziile lui, că e suveran, a zis Dumnezeu și atât e tot. N-ai cui să te plângi pentru abuzurile suferite. Nu ai cum. Dacă ai vreo opțiune viabilă, aia este de supunere oarbă. Resemnare pasivă, nu activă. Te resemnești și atât, nu ridici ochii, nu spui absolut nimic. Confirmare pe care o dai fără nici un comentariu. Suveranitatea lui Dumnezeu. Eu așa aud, prezentată în predici. Așa o aud. Băi, frate, asta e propagandă satanică care acuză ordinea neprihănirii caracterului Dumnezeu ca fiind o unealtă a sclaviei în slujba unui Dumnezeu violent, crud, arbitrar și sever. Vă rog să puneți această definiție și vedeți dumneavoastră cum este prezentat. Oare când ne vom trezi și vom observa cu astfel de poziție despre suveranitatea lui Dumnezeu prezintă acțiunile sale care funcționează după principii teroriste? Păi nu vedeți dumneavoastră cum pastorii vă spun că Dumnezeu a nimicit câteva miliarde la potop ca să ne avertizeze pe noi că vom urma la rând dacă nu ne conformăm dorinților sale? Suveranitatea, Dumnezeu știe ce face, e planeta Lui, trebuie să scape de păcătos, scrie în Scriptură, mă frate. Păi nu fi efortul permanent al satanei, stați și vă gândiți. Nu cumva ne-am schimbat Dumnezeul? Nu cumva suntem conduși de un Hristos mincinos? Nu cumva, Doamne, Doamne, al nostru seamănă cu al astrologilor și a vrăjitorilor și a marilor starilor de la Hollywood? Toate se închină la același Dumnezeu. Asta este prezentarea suveranității lui Dumnezeu în poporul adventist, a celor care cred despre ei că sunt urmașii lui Hristos. Au toate punctele de susținere. Vedeți că miliarde de îngeri au fost amăgiți de ea, fiind convinși că Dumnezeu este la originea mizeriei și morții în univers. Și teologia adventistă nu dorește să facă excepții de la această proiecție urât-mirositoare a propagandei luciferice a lui Satana, suveranitatea lui Dumnezeu, în dreptatea sa, în respectul său, dreptatea lui Dumnezeu.
ea perpetuează imaginea unui Dumnezeu sângeros și violent, întemeiată de cărturare lui Israel și lustruită în secole de beznă papală. Și noi spunem că ăsta e caracterul lui Dumnezeu. Suntem credincios. Așa au spus și cei din timpul Ieremia. Și Dumnezeu plânge, de ce vedeți nelegiuire la mine? Nu vă întrebați unde sunt. Nu vă întrebați, că eu sunt peste tot. Sunt la fel ca și voi. Aceeași Evanghelie, același Hristos. Deși am fost avertizați și iar avertizați că ne-am schimbat Dumnezeii, că susținem orbește o imagine deformată despre caracterul lui Dumnezeu și noi continuăm să spunem, nu e adevărat, noi te cunoaștem, noi suntem păzitorii legii, confirmând astfel descrierea martorului credincios că îngerul bisericii este orb și nu știe. Ne-am obișnuit a socoti că solia martorului credincios către îngerul la o bisericii la Odiseea este foarte o mare mustrare. Dar ce faci cu Ieremia care ne spune că păzitorii legii nu m-au cunoscut? La un moment dat, tatăl meu a spus unui membru de bază de la noi din biserică, ce facem cu textul ăsta? Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Da, 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 este foarte trist. Nici prin cap, nici nu vrea să întrețină gândul că s-ar putea să fie chiar în poporul nostru. Tocmai oamenii aleși de Dumnezeu să fie depozitarii legii sale sfinte au devenit cei mai categorici opozanți ai caracterului care a produs legea pe care Ieremia spune că trebuie înscrisă în inimile noastre. Afirmația că Dumnezeu în suveranitatea sa poate omorî oameni fără ca aceasta să afecteze neprihănirea lui Hristos este cea mai aberantă propunere din toată istoria creștinismului. Vrea să pună un caracter pe care l-a pus în Hristos și care îl numește neprihănire, dar care până la urmă este amestecat cu ucidere. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păi ce să faci, mă frate, când ești atât de preocupat de propria salvare? Când suntem preocupați de propria salvare, putem fi conștienți de contextul larg al marei controverse. Da, există. Eu nu spun că nu există în Biserica Adventistă. Dar ceea ce nu există în Biserica Adventistă este, bă, dar care sunt cauzele? Care sunt tensiunile de acolo? Nu numai declarativ că noi credem în controversa dintre bine și rău. Care sunt cauzele? Nu privite așa superficial. Nu în felul acesta. Și eu vă spun că adevăratele cauze și tensiuni din marea controverse sunt văzute ca secundare, sunt ignorate total. Și eu vă spun că din cauza asta în poporul nostru, prin conducătorii noștri, poporul nostru a scăpat importanța elementelor fundamentale ale luptei și aceasta de mult timp. Că v-am spus că toate acele importante subiecte fierbinți ale poporului nostru ar trebui să fie, și v-am amintit, toate în contextul marii controverse. De acum, declarativ, în Biserica Adventistă se vorbește de marea controversă, dar care sunt cauzele importante, care sunt elementele fundamentale? Haideți să vă spun. Câtă atenție dăm noi cauzelor care au declanșat planul de mântuire? Care sunt cauzele? De ce a început? Că acolo a început păcătuirea, nu aici. Și totuși lucru care a produs tulburare în familia lui Dumnezeu, înainte de a fi creați noi, la început continuă și astăzi, având nevoie de înțelegere, de diagnosticare corectă, ca să vedem cu a început acolo, să ne dăm seama care este cauza pentru care a început planul de mântuire înainte de a fi făcută planeta Pământ. O mândrie, iau pe oameni, mândria lui Satan. Mândria lui Satan, atât? Dumnezeu a fost pus sub acuzare. Și el nu poate fi propriul său apărător. Un Dumnezeu prizonier al neprihănirii niciodată nu se va apăra de unul singur, nu va împinge opoziția. Dumnezeul meu pe care îl prezint eu nu se apără. Ca un miel care îl duci la măcelărie, e caracterul lui Dumnezeu. Hristos îl reprezenta pe Dumnezeu, m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Ar fi absurd
ca El să aștepte de la noi dragoste și apreciere atâta timp cât acuzațiile grave care îi se aduc rămân în picioare. Da, dar noi aducem dragoste și apreciere. Da, dar acuzațiile grave care se aduc în contextul marei controverse rămân în picioare. Asta înseamnă profunzimea contextului marei controverse. Vedeți? Vreau să fim mântuiți. Când o să ne trezim? Și o să spunem, Doamne, păi acuzațiile grave care rămân în picioare, asta înseamnă dragoste și apreciere. Nu aleluia în numele Domnului Hristos, Jesus, Jesus și Jesus, Jesus. Nu asta, asta. Nu asta, fraților. Și Scriptura este elocventă doar pentru cei care au urechi și ochi de văzut și a-i fie cerească să vadă că inteligențele cerești, îngerii au fost create de la începutul zidirii și până la familia omenească spre a fi un templu în care să locuiască Creatorul. Și acest principiu este numit scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice și este susținut de toți autorii Bibliei, de cei mai mulți dintre ei, inclusiv de Ieremia, că dacă nu era, nu vă prezentam absolut nimic. Maladia care a infectat universul, păcatul acesta și care continuă să creeze probleme punându-L pe Dumnezeu ca acuzat, a pornit din pierderea încrederii în bunăvoința și în dragostea lui Dumnezeu și a dus la renunțarea de a mai fi un templu, la desprinderea de izvorul vieții. Asta este natura păcatului. Deconectarea de la sursa vieții produce moarte, fraților, produce anihilare instantanie și veșnică. Astea sunt cauzele profunde. Așa înțelegem noi Scriptura. Da, la un moment dat aflăm în această controversă că Dumnezeu a intervenit și a blocat provizoriu această prăbușire în neființă a celor ce au refuzat să mai fie templu al lui Dumnezeu. Dar aceasta doar până când cauzele sunt înțelese corect. Oh, și cu ce preț s-a făcut să acoperi această hăul acestei gropi adânci. Cu ce preț? Și în acest interval la care strig din toată inima să pricepeți cauzele profunde, păcătoșii, adică noi, avem posibilitatea să înțelegem, băi, care este realitatea? Băi, să ieșim din închinarea aceasta la Hristos mincinoși? Să ieșim de sub reprezentarea falsă a lui Satana care stă drept Dumnezeu? Să ieșim din această perdea de fum a diavolului și să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Dacă vreți, persistați sub ea. Și vă spun că, așa cum îl cunosc eu pe Dumnezeu, vă va respecta alegerea de a rămâne, te conectează la sursa vieții și cu ceea ce credeți dumneavoastră. Așa au rămas și cei din timpul Ieremia. O, spun pastorii, au, zice, Ieremia n-ar fi fost un pastor deosebit pentru că nu s-au botezat foarte mulți. Păi, fraților, ia prezentați dumneavoastră ce a prezentat Ieremia și spuneți, nu despre ei, spuneți că asta se întâmplă în poporul nostru, să vedeți cât de repede vă gonesc oamenii și vă dau cu pietre în cap cum i-a dat lui Ieremia și îl omoară cu vorba. Ceea ce blochează acest deznodământ tragic este că biserica mea insistă să spună lumii că moartea este pedeapsa lui Dumnezeu pentru nesupunere. Cum am înțeles marea controversă când am spus că moartea este pedeapsa lui Dumnezeu pentru nesupunere? Deci suveranitatea lui Dumnezeu. S-a mai văzut așa ceva ca un popor să schimbe Dumnezeii? Să-și prezinte un Dumnezeu și au schimbat slava? Slava? Cine e Dumnezeu? Cine e Dumnezeu? Numele, slava numelui Său. Ei prezintă o altă slavă. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru nesupunere. Păi asta a fost susținerea lui Lucifer la început. Și o treime dintre îngeri au crezut-o, făcând saltul ăsta în beznă. Nu vedeți că suntem în beznă? Și de atunci el o ține una și bună. Hotărât că nu veți muri. Hotărât că nu veți muri. Dar dacă se întâmplă, atunci nu mai poate fi vorba numai de pânia lui Dumnezeu, a spus el. Și a înhămat omenirea și biserica adventistă la jugul groazei, inventând religia prin care omul poate să fie salvat de mânia tatălui. De mânia tatălui. L-a pus pe cruce să vezi ce-ți face ție. Au murit miliarde la potop să vezi ce urmați voi dacă nu intrați în corapie. Și a intrat în capcana aceasta și biserica adventistă de ziua șaptea. Hai să fim serioși că asta e realitatea.
De ce nu spune a lumii că moartea este desprinderea voluntară de la izvorul vieții, în care Dumnezeu nu are absolut niciun amestec? De ce nu spune despre natura păcatului ca fiind adevăratul ucigaș? De ce prezentăm caracterul Tatălui cu trăsături satanice? De ce oare expresiile de credință de la amvoanele noastre prezintă fără urmă de îndoială faptul că Dumnezeu va pedepsi cu exterminarea pe toți cei care nu acceptă oferta mântuitoare prin Iisus Hristos în solia Îngerului al Treilea? Trage mirele de păr mireasa și ospeții la nuă, invitații la nunță spun, ar fi bine să mă duc și eu, că cine știe ce mi se întâmplă? Asta este în opoziție flagrantă cu viziunea lui Hristos pe care o citiți la anvoane, la programe și plângeți, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă veșnică. Păi în flagrant! În timp ce Hristos descopera caracterul frumos al Tatălui, dispus să moară pentru El, biserica mea îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind exterminatorul, terminatorul, marele călău pentru toți cei care nu vor fi convinși să-L iubească. Ori mă iubești, ori te extermini. Băi, fraților, propovăduim o aberație. Iubește-mă sau te omor. Aberație. Și în același timp, este teribil ce minciună a realizat să pună satana între noi. Reproșăm membrilor că a doua venire este întârziată datorită lor și că n-au caracterul lui Hristos desăvârșit reprodus în ei. Iubește-mă sau te omor și mai repede și ar fi bine să aveți și caracterul lui Hristos, că altfel nu trebuie făcut niciun efort ca să aveți un astfel de caracter desăvârșit în voi. Nu vă trebuie niciun efort. Caracterul acesta monstruos este deja reprodus desăvârșit. Dar nu este caracterul lui Hristos, este al adversarului său. Doar el este capabil să pedepsească și să extermine pe cei care nu-i acceptă oferta lui mântuitoare. Doar un Hristos mincinos și caracterul lui reprodus desăvârșit îl văd acum, la anvoanele și în predicile noastre. Păi n-au făcut așa cu Hristos adevărat? N-au făcut așa cu omul Iisus Hristos? Nu vă amintiți cum a venit șeful cel mare al lumii lui Icabod și l-a dus pe un munte și a zis, Doamne, hai să-ți dau un contract de colaborare foarte avantajos. Trebuie să renunți la divinitate, oferindu-i tronul. Îți dau tronul, te fac Pontifex Maximus. Trebuie doar să recunoști autoritatea mea și ceea ce este real. Și Hristos n-a acceptat această ofertă. Și ce a hotărât satana? Lasă că te bat jocoresc eu. Lasă că ceea ce i s-a întâmplat lui Ieremia sunt mici ferestre prin care vedem ceea ce s-a întâmplat cu adevărat lui Hristos. L-au bat jocorit, l-a chinuit, l-a atacat, l-a acuzat că lucrează cu satana. Și la urmă l-a executat, l-a pus pe cruce. Nu primești oferta mea? Asta e crucea. Te pune-o pe cruce. Pedeapsă. Până la exterminare. Ăsta e caracterul Hristosului mincinos. Ăsta e caracterul celui care se dă drept Dumnezeu. Ăsta e reprodus perfect în predicile noastre. Dar nu e ăla care e lui Hristos. Nu citim și noi în Biblie și auzim pe teologii și pastorii noștri spunând că Dumnezeu va nimici pe toți împotrivitorii lui, ba chiar îi va tortura pe măsura faptelor lor. Ba da, fraților, ba da, asta este. Asta este credința adevărată despre caracterul lui Dumnezeu. Ce să încapă Ieremia la anvoanele noastre? Asta este credința adventă despre caracterul lui Dumnezeu. Asta este credința adevărată despre Hristos și despre Evanghelia sa. Păi nu scrie că Dumnezeu este autorul când vine vorba de toate incidentele violente registrate în Scriptură? Păi ce să facem, frate? Să aruncăm Scriptura la gunoi? Așa i-a spus și lui Ieremia. Băi, ești nebun? Lui Hristos i-a spus la fel. Păi tu calci în picioare pe Moise. Tu ne distrugi națiunea. La care profet nu le-a spus așa ceva? Care profet n-a fost primit bine în timpul lui? O, Ieremia era foarte apreciat în timpul lui Iisus Hristos, dar în timpul lui l-au pus într-o groapă cu noroi și i-au dat cu pietre în cap și l-au pus în temniță și au încercat să-l omoare. Lumea, în situația de criză maximă prin care trece,
are nevoie urgentă de lumină la acest subiect major. Nu Jesus, Jesus și cântări și programe și tot felul de lucruri, că noi nu ne înțelegem marea controversă, că noi nu ne înțelegem ce este sanctuarul, că noi nu ne punem întrebarea, Doamne, Doamne al nostru, o fi același cu Doamne, Doamne al lor? Avem urgentă nevoie de acest subiect major. Sper și mă rog că Dumnezeu va găsi bărbați curajoși și femei curajoase care să aducă această lumină, care să prezintă dreptatea și adevărul lui Dumnezeu, care să-L onoreze pe Hristos, care să fie un martor pentru acuzațiile care se aduc lui Dumnezeu neadevărate, care să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat în marea controversă și care să justifice încrederea cu care a fost onorați prin participarea și dorința de a le fi scris acest legământ cel veșnic. Așa că totul este gata. Poftiți la nuntă!